Deci cum se face marasolca? Marasolca se face din cartofi și pește. Ori cu pește sărat, ori cu pește proaspăt. Pui cartofii prima dată, spălați bine, fără să-i curăți, cu coajă. După ce ofer cartofii, dar cartofii să nu fie mari. Așa ca ouăle de găină, poate ceva mai mărișor. După ce ofer cartofii, pui peștele deasupra, că este cartofi. Dacă e peștele proaspăt, pui și o lingură, două de sare. Dacă e peștele sărat, nu mai pui nimic. Și se fiarbă cu cartofi cu tot. Că atunci peștele își trage sare de la cartofi. Sau cartofii trage sare de la pește. Dacă e proaspăt, își trage sare amândouă cât le trebuie în timpul cât fierbe. Și asta e marasolca. Usturoi nostru de baltă cu, învârtit cu ulei și cu oțet și poftă bună. Ăla a fost pe cuvântul meu. Băi, cum l-am nimerit? Mai sufer. Șarpele galbenă e numai la pădurea de Salcâm. Ce șarpe? Galben. De culoare galben. Portocaliu. Hai ca să zicem așa. E culoare portocaliu și îl tai la gât aici și ușor, ușor îi tragi pe el la vale. Jos. Depinde. Dacă e mai mare, o tai mai bun. Și îi scos numai mușchii de pe spate. Îți groș un pic mai gros ca țigară. Atât e. Și tăiat așa mai lung ca o țigară și pus în tigai. Poți să-i dai o leacă prin făină sau prin ou ca să-l mai vrăjești un pic, o leacă de piper așa, ca acum mai face șnițele sau așa. Și după aceea bei două păhărele de astea ce și dai bătăi. Asta e mișcare. Deci ăsta e șarpele, nu? Galben. Da, da, galben. Cum îl recunoști? După culoare. Aha. Și el se numai la păduri de Salcâm. Restul nu-l găsește. Nu știu, de ce îi place lui și care e motivul, nu știu. Da, acolo stă. Și e bun la gust? Ca broasca undeva. Mi-a arătat dănuțe, mi-a arătat dănuțe, dănuțe, auzi, da, da. Nu mai știu ce vorbesc, mi-a arătat dănuțe cât consumă. De nevoastră le dau, nu la alții. Ciorba de pește nu-i bună prima dată atunci, mai bună a doua zi și chiar și a treia zi, pentru că ea s-așează, își ia conținutul din pește, lucrurile sarte, nu ca prima dată, gata, am făcut ciorba și hol de băc în castron, nu. Ciorba de pește are și ea lucrul ei și, cum să spun, ea trebuie să se așeze, cum s-ar spune, e altă,
treabă altă găscă de alsa, cum să zic. Sau altă mâncare de pește. Sau altă mâncare de pește, da. Ce faci, Iulica? V-ați dat și voi afară. Torpilă? Torpilă doarme. Are și creier fraierul ăsta? Are creier bun. Serios? Da. Mai mult decât tine, Iulica. N-are cum. Fitofagul este o clasă de pește, de specii, care cuprinde sângerul, novacul și cosașul. Ești gata? Da, sunt foarte gata. Deci pui smântâna și ouăle. Și ouăle, da. Dar care e diferența între storceac și borș? La borș nu-i pui, nu-i pui ouă, nici smântână. Nici prăjeală, ceapă, morcov și de-astea. La ciorba de pește nu se pune morcov și nu se prăjește. Crud tot. Așa. Am înțeles. Așa. La storceac călești? Călești toată ceapa, da. Așa. Și la storceac se mai pune și usturoiul. Acum. Usturoiul. E oștean. Așa. Oștean de la congelator. Asta e situația. După îndată nu ieșite. Păi ieșit și asta nu, dar e... Slăbos, cum să zice. Încă nu e... Deci torceagul e mai gătit, așa, mai elaborat. E mai, da, e o leacă mai... Borșul e direct, crud, fiert. Mai altfel, da. După aceea să vedem ce am făcut. Că dacă pui, pardon, dacă pui două șteană înainte și toate astea, pierde aromă. Își pierde în gust. Și aromă și gust și tot. Așa. Usturoi. Asta e ăla de ieri rămas. Așa. Și mai punem astăzi. Din asta nu. Așa. Dacă nu e învârtit așa, nu are gust. Nu-i bun. Deci trebuie să-l învârți întâi. Cu ulei așa cum este. Spre maioneză așa, dar da, la lingură. Da. Cu ăsta de lemn. Cu mixer... Nu. Da, asta e cel mai indicat. Acum el se omonogenizează, cum se spune. Așa, se... Așa, și în două minute putem gusta ce am făcut. Ieșim cu el afară să dăm la băie să guste, nu? Absolut. Așa. Și punem și o leacă de... Gărdeaț. De rugină. Uh-huh. Așa. Acum. Las o leacă să răcească. Că dacă e fierbinte, nu-i simți gustul. Cum să o răcet un pic, cum e... Aha. Îl savureze, îți dai seama dacă mai trebuie, nu mai trebuie, nu știu ce. Găluși tare? Găluși frus găluși. Asta e rugină. Mănânc orice. Ia, du-te și pune câte ceva acolo, așa, ia. Ce să zic? Pune-mă și mie una mică din sticlă. Așa. Până se răcește, e clar. Dacă prăjiți gândați, mănânc și eu cu dumneavoastră. Ce mâncați, mănânc și eu. Șarpe? Bă, noi facem mâncare ca să lipească de schinare.
Să zicem, mâncă rol șarpe, da. Nu se lipește de spinac. Mâncăm mâncare care se lipește de schenari. Că burta e lipită de schenari. Așa că pe aia îți crește burta. Trebuie să mănânci așa, cum trebuie. Oricum, eu mănânc cu tine asta. Dacă mănânc eu prost, mănânci tu prost. Dar eu vreau să mănânc cât mai bine, cât mai natural. Cu Petrică Mânțu-Soian, eu stăteam undeva pe acolo. Și cântam de muzicuță și bătem toba pe felul ăla. Ia să vă aud. Gata, ia să vedem. Mulțumesc! Găsim un caraf mare pentru croțap. Croțapul majoritatea fac din crab, dar și carasul e mai bun ca crab. Îl curățăm de sos. După aia îl despicăm pe spate. Îl spălăm un pic. Pregătim tava. În tavă se pune un pic de ulei, așa cam cât ai pune pâine la tavă sau o plăcintă. Bagă la cuptor. Să ține cam jumătate de oră. Când se rumenește un pic, până în timp ce el se rumenește, faci un pic de suc de roșie sau bulion cu usturoi. După ce s-a rumenit, scoți tava afară și pui bulionul ăla cu usturoi peste el. Îl bagi înapoi în cuptor și îl mai ții 2-5 minute și l-ai dat afară, l-ai scos. Faci o bucățică de mamăniguță și poftă bună. Și asta se cheamă croțap de caras. Mai sunt rețete și cu cartofi și cu asta, dar eu mai mult fără cartofi, că mănânc pește, nu mănânc cartofi. Da, așa ca o garnitură merge și cartofi. Și un ardei, și un, eu știu, un dovlecel pe lângă pește, dar eu prefer mai mult simplu, că e mai bun. Cartofii sau ardei îi ia gustul la caras. Cam asta e rețeta pentru, pentru croțap. Și acum ăsta îl tai și îl faci exact pentru așa ceva, da? Ăsta se taie exact așa, se pregătește pentru croțap la cuptor. Nu îl întorci? Nu, nu. Cu solzii în jos se pune în tavă. Bun. Uite așa. Din ce am văzut mișcarea cheie aici, e să-i despici spatele cu cap, cu tot în două, ca să poți să obții piesa asta, da. Să o pui în tavă. Da, da, să fie întreg, așa, ca să fie ca lumea frumos. Te chinui un pic să-i deschizi capul ăla în două, dar după aia obții... Da, are, arată altele, uh-huh. Altă treabă. Da, scoatem urechile, carasul... El e cam prin nămol, așa, și mare nămol prin la urechi. Și îi scoatem urechi. Uite așa. Și ăsta-i carasul pentru croțap. Se spală și exact în poziția asta se pune în tavă. Mulțumim, Francisc! Da. Dumnezeu sănătate, să aveți poftă!
și masă-ți gânce, iar bănăța, lasă ce răcorești, ia lugojana, să-i șeți în mine.